Dragii mei, prieteni și ascultători, mă numesc Bărnuțiu Gavril, sunt născut în județul Satu Mare și datorită faptului că prietenii mei au venit la mine și doresc să le povestesc felul cum m-am întors la Dumnezeu. Și vreau să vă povestesc la toți, pentru că ceea ce povestesc eu este adevărat și sfânt. Eu nu spun neadevăruri, nu spun nici cu scopul să conving pe cineva. Eu spun pentru că mă bucur din suflet că acel Dumnezeu care mi-a pus încrederea mi-a transformat viața. Acel Dumnezeu m-a convins. Nimeni n-ar fi fost în stare să mă convingă să cred că există Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că, de fapt, dumneavoastră erați ateu? Tocmai. Eram ateu. Eram ateu convins. Tocmai de aceea am spus de atâtea ori că n-am crezut nimic. Un ateu nu crede nimic. Nici că există rai, nici Dumnezeu, nici iad, nici diavol, nici nimic, decât ceea ce se vede și se poate pipăi. Dar pentru că Dumnezeu m-a convins, în ziua de 29 iunie 1973, la vârsta de aproape 35 de ani cât aveam atunci, m-a convins să cred că există. Pentru că eu am văzut, am auzit și am simțit în ziua aceea, când acest corp al meu, timp de 13 ore, a fost declarat mort. Și bineînțeles, medicii au zis că am fost într-o moarte clinică. Eu nu știu cum a fost corpul meu. Știu că am devenit inconștient, știu că nu mai simțeam nimic cu corpul meu, dar totuși am văzut, am auzit și am simțit, dar nu cu acești ochi, am văzut, nu cu urechile acestea, nu cu simțul acesta, că deja eu m-am văzut într-o altă lume. Deci din această lume am plecat. Am plecat și a trebuit să văd o altă lume. Dar acum vreau să vă spun, dragii mei, în primul rând că am locuit în comuna Marca, județul Sălaj, pentru că soția mea este de acolo. Și acolo, în comuna Marca, de luni am plecat în comuna Cosniciul, pentru că de meserie sunt zidar zugrav. Împreună cu fratele meu mai tânăr cu 5 ani și ceva, ne-am dus în comuna vecină, comuna Cosniciul. Acolo am fost chemat în comuna vecină să tencuim o casă exterior, iar interior să o zugrăvim. Acolo de luni până joi am fost foarte vesel. Fratele meu, mereu îi ziceam fratele meu să meargă înăuntru, să pună pick-up-ul să ne cânte. Muzică populară, muzică ușoară, pentru că îmi plăcea orice muzică și îmi plăcea să fumez, îmi plăcea să beau. Nu-mi plăcea să beau, să mă îmbăt, dar beam și ziceam eu de multe ori că în afară de petrol, orice, beau orice și nu-i păcat nimic. N-am considerat că ar fi păcat nici să omor pe cineva, deși n-am dat o palmă nimănui în viața mea. Totuși acolo, în satul vecin, de luni până joi, am lucrat foarte fericit cu fratele meu, fumam țigară după țigară, săream cât eu, cât fratele meu jos și schimbam placa la pick-up să ne cânte. Ori, joi la ora 12, vreo sfert, a venit femeia și mi-a zis, meșterilor, este gata mâncarea. Și totodată zice femeia, mă Vasile, îi zice la soțul ei, mâine, așa e că mâine e sărbătoarea Sfântul Petru și Pavel. Zice, mâine sărbătoriți sau lucrați și mâine? Cetățeanul mi-a zis, la mine puteți să lucrați și mâine, că doar eu sunt comunist. Eu i-am zis, nea Vasile, și eu sunt comunist. Și până acum de când sunt, am lucrat, dar cu toate acestea n-am avansat cu nimic mai mult decât alții. Dar mâine nu lucrez nici dacă îmi plătesc cât costă casa dumneatale. Eu vreau să merg acasă. Păi ce vrei să faci acasă, mi-a zis nea Vasile, proprietarul casei. Nea Vasile, eu n-am citit în Biblie până acum. Nici nu m-am rugat, dar vreau să mă duc acasă, să mă închid în casa mare din sus, unde vreau să citesc Biblia, să cunosc și eu adevărul. Și totodată vreau să mă rog, să fiu iertat, pentru că
consider că eu sunt un criminal. Am zis, fratele meu, tu știi, am lovit eu pe cineva în viața mea vreodată? Dacă eu știu că nici soție ne-a dat o palmă niciodată, de ce totuși consider că sunt un criminal? Eu nu știu, ești prost. Și de acum, Ioane, am zis, fratele meu, eu cred că există Iisus Hristos și Dumnezeu. Credeți că s-a întâmplat ceva anume în mod special care v-a determinat să vă schimbați atitudinea față de Dumnezeu? Eu cred că s-a întâmplat într-adevăr ceva deosebit, a pătruns Duhul lui Dumnezeu în mine. Că cineva nu ar fi putut convinge, oricine încerca să mă convingă, i-am zis-o în față, ori ești prost, ori ești nebun. Pe mine nu poți să mă convingi. Cu toate acestea, când m-am dat jos de pe schelă, deci, imediat am simțit că a căzut pe capul meu ca un burete. Am vrut să dau buretele de pe cap și în momentul când am vrut să dau buretele de pe cap, am simțit că s-a strecurat în corpul meu ca un curent. Am simțit că m-a zguduit. Fratele meu a sărit după mine și m-a prins de mână, m-a întrebat ce s-a întâmplat, ce e cu tine? Ce tremuri așa? Eu nu știu, Ioane, am simțit că a căzut pe capul meu un burete. Și uite, vrând să dau jos de pe cap buretele, a pătruns în mine ca un curent. Și uite, curentul acela m-a zguduit. Și uite că mă face să plâng. Tu știi că eu n-am plâns niciodată. De ce e bine să plâng așa? Consider că sunt criminal, Ioane. Nu ești criminal, Gavrile. Nu plânge, îmi zice fratele meu. Nu te-am văzut plângând niciodată. De ce acum plângi? Ioane, pentru că consider că sunt un criminal. Deși eu n-am dat o palmă nimănui în viața mea. De ce totuși consider că sunt un criminal? Lasă, Gavrile, îmi spune Nea Vasile, proprietarul, că doar nu l-ai omorât după Hristos. Nea Vasile, am auzit un păstor în Marca, un păstor baptist, care boteza în Marca, la baptist, care spune în biserică acolo, unde am fost și eu invitat și am stat doar în ușe și am asistat înăuntru. Și am ascultat cum vorbește acel păstor și zicea, să știți că noi toți până în ziua când ne-am întors la Dumnezeu am fost considerați de Dumnezeu niște criminali față de Iisus Hristos. Eu am zis, omul acesta ori e nebun, ori e prost. Ăsta vorbește aiureel. Și atunci am zis, nici nu mai stau aici, că dacă începe să cânte fanfara, mie îmi vine să dansez. Mie îmi vine să dansez, într-adevăr. Și am zis, mai bine plec de aici decât să mă enerveze și cu fanfara și păstorul acesta, mai bine plec. Oricine când încerca să-mi vorbească Dumnezeu, pe loc i-a spus-o în față, ori ești prost, ori ești nebun. Dumnezeu nu există. Arată-mi-l dacă există pe Dumnezeu. Eu îl laud pe Dumnezeu din toată inima pentru că am putut să văd, am putut să aud, am putut să simt în ziua aceea de 29 iunie. Am zis, Nea Vasile, așa simt că aș vrea să fiu liber și nu mai dorm în noaptea aceasta în casă. Te rog să-mi faci un loc în sură sau în ogradă. Vreau să dorm afară. Simt că vreau să fiu liber. Înăuntru mă simt încuiat și nu mă simt liber. Bine, Gavrile, îți fac loc în șopru pe fân. Mă să știi că aici cam umblă și șerpi. Nu-i nimic ca să umble. Eu acolo mă culc pe fân. Sau dacă n-am loc pe fân, în grădină fă-mi loc. Mi-a făcut loc în șopru și acolo am dormit împreună cu fratele meu. Și fratele meu zice că toată noaptea durmeam. El nu știa dacă eu am visat sau nu. Dar toată noaptea plângeam. Au văzut că dorm, dar plângeam. Și dimineața când am coborât de pe fân, ne-am dus în curte acolo, la șgheabul vitelor, la vălău, cum se spune acolo, să ne spălăm. Ne-am spălat și imediat vine Nea Vasile, proprietarul, și îmi zice, Gavrile, cum te simți? Ieri n-ai vrut să bei un pahar de pălincă. Hai, bea acum măcar un pahar de pălincă să vezi că ți se schimbă. Nea Vasile, nici dacă îmi dai toată pălinca din lume și cea mai bună pălincă din lume, nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie nici acum ca ieri. Nu-mi trebuie nici pălincă, dar nici să mănânc. Deja mai a adus și carnea. A adus o farfurie de carne. Hai, ia o bucată de carne măcar. Și dacă nu vrei pălincă, ți-aduc vin. Nea Vasile, nu mai stărui, că nu-mi trebuie nici vin, nici pălincă.
Ai văzut bine că deja eu ieri n-am mai fumat. Nu mai îmi trebuie nici să fumez, nici să beau. Dar nu-mi trebuie nici să mănânc astăzi. Nu știu mâine ce se va întâmpla. Deci dumneavoastră, cu alte cuvinte, ne spuneți că din momentul în care ați simțit acea curentare în ziua precedentă, ați simțit o transformare care vă făcea să fiți mai sensibil, vă făcea să plângeți? Pe loc, da, tocmai. Da, tocmai așa s-a întâmplat. Și în momentul când ne-am spălat, ne-am șters, după ce am vorbit cu Nea Vasile, am zis fratele meu, Ioane, vino să mergem acasă. El din nou, proprietarul, la mine pot să lucrez, Gavrile, și astăzi, cu toate că e sărbătoare, că eu sunt comunist. Nea Vasile și eu sunt comunist, dar nu lucrez nici dacă îmi plătesc cât costă casa de metale. Eu vreau să merg acasă. Ioane, dacă vrei să vii, vino, dacă nu, rămâi aici. Păi vin și eu, nu te las să mergi singur. Că nu știu ce se poate întâmpla cu tine. Nu se întâmplă nimic cu mine, nu mă doare nimic, Ioane. Nici nu se întâmplă nimic. Merg acasă cu singurul scop. Ăsta mi-e scopul. Să citesc Biblia. Aceasta mi-e dorința. Să citesc Biblia, să cunosc și eu adevărul. Și să mă rog să fiu iertat. Vreau să fiu iertat, Ioane. Tu dacă vrei, vino, dacă nu, rămâi aici. Fratele meu a venit cu mine, ne-am suit pe biciclete și ne-am dus din Cozniciul în Marca. Când am ajuns acasă, soția, când m-a văzut, s-a mirat și m-a întrebat, ce s-a întâmplat, Gavrile? Așa ești de palid, parcă ești văruit, așa ești de alb. Nu știu, Florica, am zis către soția mea, eu nu mai am poftă să mănânc. Eu ieri n-am mâncat, n-am băut și n-am mai fumat. Bine ar fi, mi-a zis soția, dacă n-ai mai fuma și n-ai mai bea. Dar am făcut, ziceam, tăiat o rață și fac supă acum de dimineață să mâncați. Fă ce vrei să mănânce Ion, dar mie nu-mi trebuie. Uite, Ion m-a rugat să-i ajut să-și repare bicicleta, îl ajut să-și repare bicicleta și după aceea îmi văd de treaba mea. Deci scopul meu asta era să merg în casa mare din sus, pentru că aici locuiam în bucătărie. Și acolo să citesc Biblia, să cunosc adevărul. Ăsta mi era scopul. Și să mă rog să fiu iertat. Dar fratele meu m-a rugat să-l ajut să-și repare bicicleta. I s-a defectat latul pe două acolo puțin și am fost de acord cu el. Am ieșit în fața bucătăriei, m-am așezat pe un scăunel cu fața spre casă, unde repede am desfăcut torpedoul și l-am reparat. Am reparat și după ce am reparat, imediat am simțit. Deci era dimineața, ora 7:30. Imediat am simțit și eu și fratele meu că vine un aer cald peste noi dinspre casă. Deci eram în fața casei, casa mare era în față. După aerul acela cald, îmi spune fratele meu că și pe el arde la față. Și a pus mâine amândouă și el și eu pe față. Și îmi zice fratele meu, probabil că în casă arde ceva. Măi, Ioane, dacă ar arde ceva în casă, vezi, geamurile sunt descuiate, ușa e descuiată, are și fum, dar nu cred că arde nimic. Totuși, fratele meu, ca să convingă, a fugit în casă să vadă dacă arde ceva sau nu. De unde vine aerul acela cald dimineață când noi eram la umbră, în fața bucătăriei, cu fața spre casă? De unde vine așa aer cald că ne ardea la față? Și zice fratele meu către mine, zice, probabil că vine din iad. Că tu ai zis că acum crezi că este iad, acum crezi că este rai, acum crezi că este Dumnezeu și până acum zice că tot aceia care ziceau, ai zis că sunt nebuni sau proști. Acum tu crezi că este rai. Ioane, cred că curentul acela, cred că acela m-a transformat să cred că există. Și acum știu ce a fost curentul acela. Acum nu mai zic că a fost un curent. Acum zic că a fost Duhul lui Dumnezeu care m-a convins. Și Duhul lui Dumnezeu doresc acum să convingă lumea întreagă. Pentru că eu nu doresc să ajungă nimeni în iad. Doresc orice om care este în viață să ajungă în rai. Acolo unde este Iisus Hristos și Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuie încredere și credință. Să ne dea Dumnezeu la toți încredere și credință cât trăim pe acest pământ. La un moment dat, fratele meu fuge în stradă să vadă nu cumva arde în vecini, la cineva. Vine înapoi repede și îmi zice, nu arde la nimeni. Dar dacă tu te-ai vedea cum ești la față, îmi zice fratele meu, zice, tu parcă ești văruit.
Eu ale nu știu cum sunt la față, dar mi-e așa mi-e de somn acum, că așa nu mi-a fost de când sunt. Te doare ceva? Nu mă doare nimic, Ioane. Dacă te doare ceva, hai să mergem la dispensar. Cum să merg la dispensar, Ioane? Dacă merg la dispensar, mă întreabă doctorița, ce te doare, nea Gavrilă? Și eu o să-i spun, nu mă doare nimic, doar mi-e somn. Poți să-mi spună, du-te acasă, te culcă. Ori... Dormiseți o seară înainte, nu? Da, sigur. Am dormit normal. Sigur. Ori... Soția vine, soția și îmi spune, veniți în casă și mâncați. Uite, acum e gata mâncarea, haideți și mâncați imediat că termin mâncarea. Am zis, Florica, mie nu-mi trebuie să mănânc nimica, nici dacă o fi cea mai bună mâncare din lume. Mie te rog frumos să-mi desfaci patul, să mă culc, că așa mi-e de somn și cred că eu mor imediat. Cum mori? Cum să mori? Florica, eu simt că mor. Simt că deja mor. Și așa mi-e de somn că deja îmi vine să leșin. Deși am dormit azi noapte, dar așa un somn îmi vine că parcă îmi vine să leșin. Dar îmi zice soția, dacă te doare ceva, așa cum a zis Ion, duceți-vă la dispensar. Sau dacă vrei, hai că vin și eu. Florica, nu pot să merg la dispensar, că doctorița o să-și facă impresii greșite de mine. Eu nu mă duc, eu vreau să mă culc. Cum să te culci și tu să mori, că zici că vrei să o să mori? Eu nu vreau să mor, dar cred că o să mor. Nu te culcă de pătuțul fetei și când te trezești, atunci mănânci și tu. Și acum o să mănânce Ion și copiii. Bine, Florica, faceți voi ce vreți, desfăm patul fetiței să mă culc atunci, dacă nu vrei să-mi desfaci un pat. Păi culc, lasă-te pe pătuțul fetei acolo. Fetița care avea 4 ani avea pătuțul într-un colț acolo, m-am lăsat pe pătuțul ei cu pe spate, cu mâine pe piept și deodată am văzut din stânga că apare un om înalt care zic eu la aprecierea mea că nu l-am măsurat cu metru. Eu zic că avea 7 metri înălțime. Avea o față lungă albă ca zăpada. Avea un păr parcă era sârmă zincată. Avea niște ochi roșii, dinți roșii, costum, mi se părea că e tablă înfocată pe el. Nu orice costum așa, parcă era un costum din tablă înfocată pe el. Și cu mâini la spate vine lângă patul meu și îmi zice pe nume, Gavrile, știi cine sunt eu? M-am uitat la el așa, zic, nu știu. Eu n-am văzut niciodată în viața mea așa un om înalt de 7 metri. Și am strigat la soția mea, soția era dincolo în bucătărie. Florica, vină repede în casă. Uite, a venit un om mare aici. Eu n-am văzut așa un om de când sunt. Uite, omul ăsta îmi spune că, Gavrile, știi cine sunt eu? Mi-a zis omul acesta. Eu am zis către el că nu știu. Și el mi-a spus, eu sunt diavolul sau moartea, cum vrei să-mi zici? Am venit după tine. A venit soția în casă și mi-a zis, tu ai urez? Ce prostii vorbești tu aici, că aici nu-i nimeni, nu ai eu și tu. Și uite, nu văd pe nimeni. Și Ion dincolo, și copiii dincolo. Dumneavoastră, în momentul acela, de fapt, nu, erați treaz, erați conștient. Eram treaz, ca acum. Da, nu dormeam. Și cum să dorm? Eu stăteam pe pat, nu dormeam. Și vorbeam cu soția. Dar cum a venit soția lângă patul meu, diavolul s-a tras la picioare. Și de acolo mă privea și scâșnea din dinți. Și fratele meu a luat un cuțit și mi-a zis, ai, lasă dacă e aici, dracu, zice, uite, a luat cuțitul, cuțitul ăsta mare cu care începem pita și bag eu cuțitul în el, îi rup eu coarnele, numai arată-mi unde e. Păi uite, Ioane, acum e la picioare. Adinor a fost lângă mine și cum a venit Florica aici, s-a tras la picioare și uite acum de acolo, acum uite cum a venit un lăuntru, râde. Fratele meu se duce acolo la picioare și îl caută pe diavolul acolo. Și Gavrile, eu nu simt nimic, eu pipăi, ce, cu mâinile, dar nu simt nimic, numai aer. Nu văd nimic, nu aud nimic, eu pe tine te văd. Și fratele meu se uită la mine în pat și atunci mă întreabă fratele meu, Gavrile, tu ne vezi pe noi? Eu atunci am observat că eu vorbesc cu ei și deja nu mai văd. Zic, Ioane, acum sunt convins că mor. Ioane, ai grijă de Florica mea și de copiii mei.